Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau, așa ar părea că spune fostul premier britanic Boris Johnson. S-a întors din vacanța din Republica Dominicană și, deși nu recunoaște direct, pare tot mai dispus să își încerce din nou șansele să devină prim-ministrul Marii Britanii, după ce succesoara sa, Liz Truss, a demisionat. Fostul ministru de finanțe Rishi Sunak, fostul prim-ministru Boris Johnson și Penny Mordaunt, liderul Camerei Comunelor, au cea mai mare susținere din partea colegilor din Partidul Conservator Britanic pentru a intra în scrutinul pentru desemnarea noului lider al formațiunii și a noului premier. Would you work with Boris Johnson? It's not going to be easy. There are these divisions, but actually, if you look at that support and you look at the approach that he's taken, I think he's the person to take us forward. The big challenge for Boris is that we, within days of a new prime minister being announced next Friday, the Committee on Standards and Privileges is going to start taking testimony on Partygate. That's going to involve witnesses.